George Simion vrea să culeagă orice membru pentru partidul său. Odată cu apropierea alegerilor, Simion, care nu are mare relevanță prin teritoriu, la nivel de candidați, încearcă acum să racoleze potențial candidați căzuți în disgrație în partidele lor. Potrivit unei înregistrări audio despre care jurnaliștii de la G4 Media spun că îi aparține, liderul AUR a dat undă verde pentru a primi politicieni din alte formațiuni politice, indiferent cât ar fi de excroci. Primiți-i pe toți, indiferent ce dubii aveți despre ei, ce scroși sunt, țineți-i sub monitorizare, da, primiți-i pe toți, pentru că anul ăsta se termină în decembrie, nu în iunie, și avem nevoie de fiecare vot și avem nevoie să batem PSD-PNL la final, să nu mai poată PSD-PNL-UDMR să facă 50%. Ăsta este obiectivul numărul 1 pentru care trebuie să luptăm. Totodată, Simion admite că AUR nu mai poate fi pe locul întâi la alegeri din cauza comasării alegerilor. Singura lor țintă este ca AUR să nu ia primul loc. Nu știam până acum cum stăm, dar această disperare a lor de a schimba datele alegerilor îmi arată clar că eram pe primul loc. Eram și vom mai fi, dacă nu ca alianțe, ca alianța AUR versus alianța Partidului Unic, a Blocului Democrat, măcar ca partide. AUR va avea mai mulți europarlamentari ca PSD sau ca PNL. Așa cum era de așteptat, liderul AUR a negat autenticitatea înregistrării și susține că e o altă încercare de defăimare. Însă, potrivit unor surse citate de G4 Media, înregistrarea ar fi fost distribuită de Simion pe un grup intern de WhatsApp al coordonatorilor de campanie ai AUR.